Noi mergem în sat, pentru că până la urmă veșnicia s-a născut acolo. Acolo unde se mai păstrează obiceiurile și pentru că e început de iarnă, în curând, beciurile moldovenilor sunt aprovizionate cu de toate. Noi am ajuns în unul din ele, tocmai în raionul Criuleni, și să vedeți doar ce am găsit acolo. Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Bucuroși să ne primiți? Întotdeauna poftim, suntem bucuroși! Domnul Alexandru Catana este renumit în comuna Boșcana nu doar pentru faptul că e un bun gospodar, dar și pentru muzeul pe care l-a făcut din beciul său și de care are grijă anul împrejur. De pești costă, și un pahar cu vin, și un coroc pe conservă, și o bancă de campot, și sticle de țuică. Asta din 2015, prima dată când am pornit să fac. Și ne-a rămas niște vin, fiecare este tot cu vin. Le-am împrutut de sadă, că anul ăsta am putut face, dar la anul noi îmbătrânim, de-am puterea lui care a fost. Colecția impunătoare de peste 40 de sticle de vin o păstrează de ani buni, încă de pe vremea când a fost primar în sat. Dar cea mai de preț colecție este... Din 2007 și una și alta. Din 2007, când am ieșit din primărie la loc, am produs, le-am făcut, le-am așa, zis, câți ani spații să păstreze așa culoare. Dar eu s-o cot încă o dată, că dacă pui bun, bun ei. Ca să fii bun, trebuie să iei mâna curată, postuza curată și producția bună. Așa a arătat beciul copilăriei lui, tradiție pe care o transmite și copiilor săi. Campuș de abricoș. La nepoții le place. Aici e campuș din elțea albă, care cum făcea odată, e cel mai bun, pentru mine e cel bun. Jos sunt toate patajele, cu diferite rețepturi, cum le faci tu ție, eu nu știu. Le faci să vezi că iarna merge tot bine. Este butoaiele din 1982-83. În trei anul, eu cât 4-5 zile mă chitesc, așa, când aproape scolec poama, le scot azi 3, mâine 4, poi mâine 3, le scol, le sfundez, le las la aer, să usucă, să le upăresc. Bunei ei ne-au spus așa, stata ne-au spus cât ai fi și ai trăi, să ai un butoi curat, bun de lemn. Asta se păstrează bine, gustul nu strică. Ne-am convins încă o dată că prin muncă omul este slăvit. Tot ce am văzut aici este rodul activității gospodarilor noștri. Și să știți că la sigur ne vom mai întoarce la Nea Alexandru în Beci.